stai și mie viteza care e viteza mea. Îți filmat și vreau să-mi văd. Unde? Ia! Așa, și cu cât? Ați spus voi 60 acolo, nu? Până la 59 aveți voi să mă amendați. Da. Tânărul din imagine a fost oprit de către polițiști pe drumul național 1 pentru că a încălcat limita de viteză stabilită în dreptul orașului Avrig. De cum s-a dat jos din mașină, a început să facă circ. Auzi, dacă ești așa polițai, hai să zic, hai să vezi tu acolo că e 70, de cum intri. Nu te văd de aici, bă. Văzând că are un comportament aparte, polițiștii s-au gândit să-l testeze și cu etilotestul. Rezultatul a fost zero. De fapt, problema conducătorului auto era întreaga poliție română și a vrut doar să se certe cu cei care îl amendează. Consumat băuturi alcoolice de morbiță așa vulgar. Nu contează. Nu faceți. Vă rog să desfaceți. Da. Știu cum să faceți o testare. Da. Văd că dumneavoastră sunt foarte foarte pornit pentru legile astea din România. Deci la cameră, pot să vadă că e zero. Luați-vă, rog, știu că îl păstrați ca amintire. Amintire. De ce spus de poliție? Poliția română. De ce? Corupția mare. Ați văzut semnul de 50 sau? Vă duc acolo și să vedeți că e 70. Spuneți că vă amendează pe nedrept, sau? Da. Contest. Până la urmă a semnat și procesul verbal și a plătit și amenda pe loc. Alții au primit chiar și amenzi mai mari, însă au avut un comportament decent și au recunoscut că au greșit. N-am plătit niciun radar la viața mea acum. 50 de ani de șoferie am. Merge una la... Dar accidente n-am avut. În prima zi a acțiunii, peste 50 de șoferi au primit puncte de penalizare și puncte amendă. Doi dintre cei înregistrați cu aparatul radar circulând cu viteză au rămas fără permis timp de 90 de zile. Poliția rutieră Sibiu a ales, printre altele, și drumul național 1 Sibiu limită județa Alba, întrucât în anul 2011, pe fondul vitezei excesive, pe acest tronson de drum național s-au produs 10 accidente rutiere grave, soldate cu 5 persoane decedate și 12 persoane rănite grav. Polițiștii vor acționa în scopul combaterii vitezei excesive și în zilele următoare.